Doru Sechelariu a reușit al 13-lea timp din calificările pentru Formula BMW Europa, etapele de pe circuitul Hungaroring. Vineri dimineață, la antrenamentele libere, pilotul băcăuan avea al 2-lea timp dintre piloții înscriși în campionat. În calificări, Sechelariu a scos al 13-lea timp și va pleca practic din puncte. Etapa a noua din sezon se va disputa sâmbătă de la ora 18:40, urmând ca duminică de la ora 10:15, în deschiderea cursei din Formula 1, să se dispute etapa a 10-a. Cel mai bun timp din calificări l-a obținut danezul Michael Christensen, urmat de liderul din clasamentul general, brazilianul Felipe Nasr. Ambele curse vor fi transmise de TVR2, înregistrat duminică de la ora 12. După 8 etape desfășurate în actualul sezon în Formula BMW Europa, Doru Sechelariu se află pe poziția 16-a în clasamentul general cu 25 de puncte.